Silviu Prigoană s-a născut să fie stea, dar nu se aștepta ca propria lui nevastă să vrea cu tot din adinsul să fie și mai stea. Și ce te poate face mai stea decât un reality show dâmbovițean? Whenever I want you, all I have to do is dream. Auzi? Ha? Ce s-a părut articolul Liceanu din 22? Interesant. Da? Mie mi s-a părut că n-a aprofundat destul logica kantiană. Kantiană. Păi și eu ce am zis? Ai spus kantiană, îl cheamă Kant, nu Kent. Păi pune și tu mâna pe o carte, mai fă un cornet. Mai spală-te în urechi, mai scoate ceara. Hai, sitir nesimțitor. Gonoierule. Stop! Stop! Domnul Prigoană, doamna Adriana, haideți să facem altfel, nu vreți? Deci lăsăm pe Liceanu în pace, că nu interesează pe nimeni și nu se oblige audiențele. Și suntem naturali. Înțelegeți? Îmi vine să-ți dau numai pumni în cap ăla sec. De ce? Că ai vrut un reality show de-aia. Stai să dau rec. Rec, acțiune. Măgați-i recul. I can make you mine. Taste your lips of wine. Anytime. Și ce ai făcut ieri? Mătreață. Ai venit în firma de gunoi? Da. Cu cât? Măi, Adriana, cum crezi că poți să spun așa ceva de față cu toată țara? Vrei să ne trezim cu hoții peste noi în casă? Stop! Stop! Deci v-am rugat așa ceva simplu, natural, pe natural, ne interesează... Păi ce faci, bă, fată, tu ai ajuns să te răstești la mine, nici chiar nesimțită în halul ăsta? Vrei natural? Vrei să-l vezi pe Prigoană natural, mă? Îl vrei pe Prigoană natural? Ce face Prigoană în aia? Asta vrei tu să vezi. Ce face Prigoană, da? Când se trezește dimineață, cu doi cretini lângă el, care îl filmează, mai ales dobitocul ăsta, care nici măcar nu e în stare să facă un șarf, că am văzut ultima emisiune, uite și acum ai pierdut șarful, te-am simțit. Dobitocule ce ești? Ia vezi tu ce e... Hai să-l vezi tu pe Prigoană natural. Ia vezi ce e acolo în noptieră. Ce e aici în noptieră? Ia să vedem. Uite, un plic! Extraordinar, e un plic! Ce-o face Prigoană când se simte el așa natural de dimineață? Cu pliciul! Dar chiar ce face el? Dar chiar ce face el? Uite asta face! Uite asta face! Uite asta face! Uite asta face! Uite așa, mă drăguță să-ți fie atât și mâine! Că vă mulți vezi în ești la stadion se întâmplă un lucru extraordinar. Becali îl bagă în ședință pe Bănel. Bănele, vino coace că știi că trebuie să stăm de vorbă. Și știi că vreau să mă antrenez. Nu mai rezolvăm treaba asta în 100 de ani. Lasă vrăgeala. Nu-l alerga că vine singur. Știi ce m-au zis eu? Că plângi în vestiar. De unde a aflat, bre? De unde am aflat? Păi a pus argăseala la montat niște camere de alea de luat vedere, mai înțeles? Camere de alea și că le-am montat, a căzut în cap și acum e la spital. Nu mai știe de el. Cum vrei argăseala în spital? E. Și e grav? E grav, e foarte grav. Dimineața m-a confundat cu Copos, l-a prins cu Borcea și pe seara acum acolo care a venit la Urziceni cu meme Stoica. Doamne, iartă-mă, ai înțeles? Maică, ia zi, care e problema ta? De ce ești agitat așa de salariu? Mare salariu? Nu, e bre vorba de bani. Dar despre ce e vorba? Am probleme de corazon. De ce? De corazon. Ce ăla? Că de dragoste. A, curvă săra, e clar. Nu am gustat așa ceva. Dacă e vorba de dragoste, înseamnă curvă săra imediat. În fotbal, da. Ai înțeles? Zi, care e problema? N-am și un bagabant, îți mă aștepte acasă seara cu o masă caldă, în singur, aia. Rapandule, chestii. Băi, tu ai intrat pe High Five, am pe Messenger. Am pe High Five, am mai dit pe Messenger, normal. Și nimic, nicio zdreanță, nicio... Vrea banii mei toate, aia e problema. Înțeles, deci tu vrei o femeie să aibă grijă de tine, da, să te miroasă ea așa, să-ți spun o vorbă bună seara, aie, să-ți fac o fasolică, aie, 2-3 bulgări de brânză tăiați cu roșii, aie, o pastramă de berbecuț. Și să mă iubească, bre. Să te iubească? Da. O mută pe maică ta la București, la Forei, mai înțeles, să aibă grijă de tine. Știi ce facem? Îți spune ce facem. Mergem la agenția de matrimoniale. Cu la matrimoniale? Dacă mioara se ocupă de tot, mai înțeles? Găsim o femeie, o asiatică. Păi numai pe nitrii merg acolo, vreme. Lumână sau lașcată, mai înțeles? Erau niște vremuri din ce în ce mai... Iată-l pe tovarășul, domnul Iliescu, cum își dea până amintirile de pe vremea comunismului. În anii 80 a început declinul. Lipsă de carne în magazine, dar și în restaurante, cozi la banane, la portocale, dar și la mandarine. Dar cum vă înțelegeați cu soții Ceaușescu? De fapt, cum vă aveați cu ei? În primul rând, nu era vorba cum aveam eu. Ei nu se aveau bine cu mine. Practic, nu mă aveau deloc la suflet. Tot timpul mă urmăreau, mă persecutau, mă hăituiau. Bun, aș vrea să vă întreb cum. Cum vă persecutau, ne puteți spune? În primul rând, că nu mă lăsau să intru la ei. Nici nu vreau să mă vadă. Am onoarea să vă salut.
tovarăș și secretar general al Partidului Comunist Român. M-ați chemat? Tovarășe Ion Iliescu, uite de ce te-am chemat. Știi foarte bine că atât eu cât și Leana ținem foarte mult la dumneata și nu aplecăm urechile la securiști mărunți care tot încearcă să ne explice că o să dai o lovitură de stat în România. Este vorba de gura lumii care este slobodă. Sunt anumite invidii în cercurile de securitate din jurul dumneavoastră care încearcă să vă dezinformeze. Asta pentru că eu tot timpul am afirmat tare că sunteți cel mai mare conducător al tuturor timpurilor. Nicule, despre tine e vorba. Taci! De ce te-am chemat? Pentru că ești un tovarăș de nădejde, doresc să îți cer părerea în ceea ce privește săpara unui canal care să unească Dunărea de Marea Neagră. În primul rând că este o idee excelentă. În al doilea rând, proiectul s-ar putea extinde la nivel de București. În felul ăsta am avea un canal care să aibă portul în fața Casei Poporului. În felul acesta am putea controla mai bine comandanții de vase care fac fel de fel de contrabande. Numai de vreme de zile trecute chiar am auzit de un comandant de vas cu B parcă, de pe Bricu Mircea, care face contrabandă cu alcool. Și nu în ultimul rând aș vrea să spun că acest proiect, acest canal care leagă Dunărea de Marea Neagră, s-ar putea numi simplu canalul Dunăre Marea Neagră. Nicule, ce cap are zâmbărețul ăsta? Așa te alintăm noi, tovarășe. De asta te apreciem, tovarășe, că ești inteligent, dar și zâmbăreț. Ce părere ai dacă aș construi, dacă aș săpa acest canal cu 1 milion de deținuți politici și o blondă? Excelentă idee. Dar de ce și o blondă? Ți-am spus, Leanu, că pe nimeni nu interesează sub nicio formă soarta a 1 milion de deținuți politici. Ți-am spus sau nu ți-am spus? De ce eu încep, să fie clar? De ce eu încep că sunt bărbatul în casă, da? Zău, de când? Eu încep că știu să vorbesc mai bine decât tine și mai sunt și politiciancă. Deci avantaj primire eu. Da, ți-a zis Vadim când aveți conferință de presă să taci? Zău? Da. Da? Da. Ha, las că vorbim noi acasă. Și o să se filmeze. Bună seara, stimați telespectatori. În seara asta, rubrica Ghid Monden va fi prezentată de Oana și Pepe. Pepe și Oana, Oana și Pepe. Ha. Deci azi vom vorbi despre ce înseamnă viața unui cuplu monden de artiști. Un cuplu cu, astea, cum zice, multiple și variate valențe interpretative. După cum știți, eu sunt și politiciancă. E politiciancă, e politiciancă. Viața de artist e foarte dificilă. Deci lumea asta artiștilor e o jungă. Dacă vrei să reușești, trebuie să n-ai tată, să n-ai mamă. Mai ales mamă. Cum spuneam, deși e ușor, cu siguranță reușești dacă ai un pic de talent. Sau bani de silicone. Așa, ca să fii cunoscut e foarte important să ai o relație bună cu presa. Să le dai în față, să le dai la ochi, rupe-i, rupe-i. Lucrul contează foarte mult. Păi mă, fetelor, mai mergeți și voi la coafor, îngrijiți-vă și voi părul. Părul e foarte important, cel mai important în showbiz, să vă dați cu gel. Gelul e bun, e bun, 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 e bun gelul. Corpul sănătos trebuie să-ți dea într-o minte sănătoasă. Sau mă rog, invers. Mă rog, cum ziceau și strămoșii ei noștri, băia latinii, de pe vremea lui Coloseu, mă la... Deci, mensana in corpore saprosana. Mă rog, banu, barosana, în fine. Saprosana, barosana, să mâncăm chiflă cu sana. Desigur, nici frumusețea, nici succesul, nici talentul n-ar avea rost dacă n-ar exista. Numai iubirea, doar iubirea. Îți dă speranțe să trăiești. A fost Ghid Monden, Oana și Pepe. Yeah. Mă, tu de când te iei de mama, mă? Dar ce a zis, mă, de mătă, ce a zis? De când te iei tu, mă, de când mă contrazici tu pe mine în public? Stai, mă, să uite oamenii ăștia la mai zici și de silicoane, bă, ai grijă, te dau la naret, ai înțeles? Pentru că Bănel se simte singur, suferind și nu mai dă randament, Becali l-a adus cu forța, e drept, la matrimoniale.
Să rămână! Bună ziua! Bună ziua! Avem o programare la dumneata cu Cornea. Da. Numele? George Becali. Prenumele? Zis Drențu, cum te cheamă? Păi dacă ai răspuns, mata, în numele meu! Nicoliță! Prenumele? Pânelnă! Sunteți virgin? Nu, sunt în făurei! Ce studii aveți? Facultatea de drept! V-ați dat doctoratul? Itănă, da, normal! Unde? Spital Pantelimon! Dar spune, bă, câte clase e, că ne face de râs peste tot pe unde mergem! Ce salariu aveți? 18.000 de euro pe lună! Vezi cum a rămas? Păi eu plătesc bine jucătorii cu coara, mai înțeles? Bine, dar nu la timp! Bun, la banii ăștia v-aș lua și eu de bărbat, dar nu, asta vreau să vă propun. Haideți să facem câteva poze. I'm too sexy for my zâmbiți? Love. Nu la mine, uită-te în aparat acolo, mai înțeles? Melancolic? Gândește-te la părinții de făurei. Sexy? Nici o șansă. Probabil lasă-mă în durerea mea. Confuz? Ca la antrenament. Ca șeful dumneavoastră? Motor, acțiune. Peripețiile familiei Prigoană continuă. Ce? Să vedem cât de naturali pot fi cei doi în fața camerei de filmat. Stop, stop! Doamne Prigoană, trebuie să fie natural. Păi cum să fie, mă, fetiță, natural, că deja mă scoți în minți? Cum să fie natural dacă tu spui acțiune și motor? Acțiune și motor, să spune la film. M-a învățat tu pe mine, mă, fetiță, că ești o tâmpită. M-a învățat pe mine că am făcut un milion de televiziuni în țara ta de nișă și tu spui, vii aici la mine. Stai de gură, dragă. Vii aici să mă vezi pe mine cum e reality show. Reality show, eu dată și cu asta, basta. Bun. Ce să ne explice? Bacuța, nu? Da? Luați porcul în furculiță. De acord cu furculiță. Dar luați porcul ăla în furculiță, ușor și ușor, natural. Cum faceți acasă? Băgați-l în gură. Bagă în gură ca acasă, așa? Și mestecați așa. Și vă place porcul? Ba da, vă place porcul. Hai că-ți place porcul, că nu-l ai de bărbatul. Hai. Și acum, încet, îi aruncați o cheia de așa, bravo. Bun, aruncă bun, o cheia de la porc aici, hai. Și înghițiți adânc. Bun, domn Prigoană, vreau să văd cartof în furculiță, în cadru. Bun. Nu-l băgăm în gură, nu vă place, nu, lăsați-l jos, pliciu. Ridicați pliciu, pliciuiți un pic să vadă lumea cine e cel mai tare. Prigoană, plici. Bun, și acum cu pliciu merge în cadru, în gogoșar. Puneți gogoșarul în cadru. Bun, așa, îl băgați în gură. Nu pliciu gogoșarul, îl băgați în gură. Și surpriză, extaz, pasiune, nebunie, e dulce gogoșarul. Dar zâmbiți natural, cât mai natural. Așa, bravo. Și acum luați paharele, ușor luați paharele. Cum faceți acasă, cât mai natural. Încet, cioc. Bun, și acum soarbeți. Natural. Stop! Nu, că am simțit-o. Am simțit falsul, gata, nu. Bă, că nu e sănătoasă la cap, mă, păi iar să fac vreodată același lucru, același acțiun, nu mai pot. Păi tu cauți dubla perfectă cu mine aici. Ți-am mai spus de un milion? Închide camera. Nu fac nimic pentru tine. Camera, divorțez! Închide, mă, camera, că divorțez. Dacă mă sfidezi? Te sfidezi, da, te sfidezi. Ce mai divorțez de mine, mă, nu-i simțit-o, ce ordinarul, ce faci tu show cu mine, mă? Ce-ai spus, mă? Nota! Păi plătești tu nota, mă! Exact! De ce v-am plătești, mă, nota? Din cardul tău! Mi-ai furat cardul! Păi din ce crezi că ai luat mobilă lui mama? Mi-ai furat cardul și ai luat mobilă! Exact! N-au luat ta de pe cardul meu! De simțit-o ce-ai ordinarul ce-ai, băi, sunt gunoaier, băi! Sunt regele gunoaielor! A fost bine? Bun, stop! A fost bine? N-am avut sunet. N-am văzut așa de parte, n-am văzut așa de parte. Vă dă omul un deget, îi luați toată mâna! Mai scapă de voi după aia! Îți iei un training, ce scrie pe etichetă, mă, Made in China! Îți iei o pereche de Adidas, ce scrie pe etichetă, Made in China! Ce scrie, mă, pe solița asta? Păi din țaina! Ce-i cu conservele astea expirate, mă, soacră? Cum ce-i cu conservele astea expirate? Ai uitat? Când ai făcut curățire la tine de bara și mine, dar vie pasă să le mănânc? Ca să mor eu și să-mi iei apartamentul de Colentina! De aia mi-am plăs de 200 de piese. Bănel este la prima întâlnire aranjată de agenția matrimonială. Becali nu putea rata ocazia de a fi alături de Bănel. Hai acolo, te mișcă. Bănel, fii pe fază, da?
1, 2, 3, 1, 2, 3, Bărele, m-auzi, probă? Da, bre, te aud, nă! Aranjează-ți nodul ăla la cravată, ce faci? Cine ți l-a făcut? L-a făcut roșii, bre. Trebuia să fie dublu. Mă rog, nu uita că sunt lângă tine aici. Și asta ar trebui să mă liniștească. Taci! Ridică-te în picioare, că vine Cacica. Da? Hai că vorbim mai târziu. Vorbim mai târziu, pa. Bună. Camelia Piticu. Bănel, stea. Scuze. Dă-i trandafirul ăla, ce aștepți. Ți-am luat un trandafir aia, să nu zici că... A, mersi frumos. Vezi care țepi. Da. Hai, stai jos acum. Hă? Ai zis ceva? Hai jos. Imediat. Imediat două secunde. Vorbește cu fata, spune ceva. Ce-ți place fotbalul, așa? Nu prea mă apasionează. Da, aici nu prea mă umor. Și cu ce te ocupi? Manager de bancă. Bănele, fii atent, spune-o pe asta, că o dai pe spate, mai înțeles. Tot ceea ce se întâmplă o singură dată, s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată. Tot ce se întâmplă o singură dată, s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată. Just. Tot ceea ce se întâmplă a doua oară, se întâmplă și a treia oară cu siguranță. Tot ce se întâmplă a doua oară, se întâmplă și a treia oară cu siguranță. Coelio, alchimistul, pac, pac. Coelio, alchimistul, pac, pac. Ce-are, bă, asta? Bă, asta a dormit. Fă-i ceva, freacă Ionesc, fă-i ceva. Păi ce pot să spune, a dormit la mine la masă. Dă-i una în cap, ia-o de păr. Fă-i ceva. Ce-o vrei pe femeia? Pune-i telefonul să sune. Comandăm sau mai așteptăm? Să comandăm, da. Auzi? Dar ție, în afară de Coelio, ce alt scriitor îți mai place? Stai așa, râde în față, zi ceva. Ioaro, dă-mi repede pe Pavel la telefon. Pavele, băi, Dane, zi repede un scriitor, un filozof, ceva. Heidegger, Heidegger, Bănele, Heidegger, Heidegger. Heineken. N-avem. Când ne-au hotărât, mă. Uită la el. Kellner, ne-am prost. Ce? Nu pot să cred. Ce? Nu pot să cred, dar Gordon Bleu. Oh. De când am mai mâncat așa ceva. Știi, mergem cu colegii mei de la bancă la un restaurant pe Victoria, da, unde aveau... Ce-are asta, mă? Nu știu, băi, iar au dormit. Bă, ce-are... E frecanesul, fă-i ceva, dă-i o palmă. Sună-i în cap ceva. O ciorbă de pui extraordinară. Da. N-am mai mâncat de mult așa ciorbă de pui. Da, ne-am hotărât. Eu vreau așa, la aperitiv, muș țigănesc. O ceafă de porc la grătar. Ah, și domnișoara, cred că vreau un Gordon Bleu, nu? Da, dar să fie bine făcut, altfel vi-l dau retur. Și o apă plată. Da. Deci cam obosit, așa? Nu. Sunt narcoleptică. Ce, se ia? Nu, e o boală care nu se ia. Adorm instantaneu, adică pe nepusă masă. Dacă îmi vine masă, hai să vezi că nu mai adorm. Da. Dar să nu te sperii. Nu. Mă rog, asta, pentru că nu te-ai speriat până acum. Să nu comandăm ciorbă că te neci. Wake me up before you go. Cum a fost când v-au exilat la Iași? În primul rând că a fost vorba de un exil. În al doilea rând, nu m-au exilat la Iași întâi, m-au exilat la Timiș. Și asta pentru că m-am ridicat în fiecare ședință de partid și am spus răspicat că poporul rabdă de foame. Dar ați avut mare curaj în acea perioadă. Asta este altceva. Nu vă spun ce am pătimit după aia. După exilul de la Timiș, m-au mutat la Iași. M-au scos din toate funcțiile de partid și de stat. Nu aveam ce mânca. Locuiam într-o cocioabă. Era o nenorocire la vremea aia. Dar iată că astăzi sunteți președinte de onoare al Partidului Social Democrat. Da, da, până câte am trecut, astea nu se pun? Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR, Iliescu PCR, Iliescu PCR, Iliescu PCR. Tovarășe prim-secretar Iliescu, vă poftesc. Celebra primire cu pâine, dar și cu sare. De excepție, tovarășe. Vă mulțumim.
Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Stimați tovarăși, dar și prieteni, vreau să nutresc speranța că împreună vom reclădi județul în care ne aflăm acum și municipiul în general, municipiul Iași. Și că împreună vom aduce țara la un belșug și la o prosperitate. Mai mult decât atât, nutresc speranța că vom duce România către societatea socialistă, multilateral, dezvoltată și înaintarea către comunism. Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Iliescu PCR! Tovarășe de acolo cu ochelari nu aplaudă ca ceilalți tovarăși. Adică mai cu frenezie așa, nu se poate. Aici e totuși o întâlnire de partid și de stat. Voi ca securitate trebuie să luați măsuri ample, să-l băgați în beciurile securității, să-i aplicați o corecție. Ce mai stai mai atacul? În rest, vă doresc numai bine, stimați tovarăși, dar și prieteni. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom analiza expresia a minți, adică a trage în piept, a trage țeapă, deci vom vorbi despre sondajele de opinie. Aceste instrumente de manipulare josnice, abjecte, nașpa de nașpa, nu folosesc decât celor care vor să ne facă creierul mai spălat, mai curat și mai uscat, vorba cântecului melodiei ariei. Înainte de a trece mai departe, mai încolo, mai la distanță, vreau să anunț sondajul emisiunii. Dacă vă place emisiunea mea, trimiteți un SMS la numărul 999. Costul unui SMS 20 de cenți. Iar dacă nu vă place emisiunea mea, trimiteți un SMS la numărul de telefon 987-232-861-541-003-123-123-123, costul unui SMS 20 de euro. După cum spuneam, aceste sondaje de opinie nu spun decât neadevăruri. Cum se zice în popor, populație, prostime, spunem cine face sondajul ca să spun ce papagal, peruș, cacadu este primul. Dacă face pe de unul un sondaj, cel mai popular, tradițional, țărănesc, politician este Băsescu. Iar dacă face un sondaj PSD-ul, Iliescu e declarat cel mai fraged, crud, verde, om politic, deși domnia sa a fost și este tot timpul roșu, în obraj, desigur. În televiziune, sondajul de opinie se numește, folosind, mă rog, un termen oribil, sinistru, nașpa de nașpa, care vine din limba engleză și anume rating. Niște băieți destupați, deschiși, desfundați din televiziune au început să numere mie spectatorii și au ajuns la concluzia că cică nu am, mă rog, mi-e scârbă să zic, nu am rating. Este clar că cineva îmi poartă sâmbetele, duminicile, weekendurile în general, pentru că nu e așa, nu contează câți telespectatori ai, ci cine-i numără, socotește, adună. De exemplu, pe vecinii mei de blog nu i-a întrebat nimeni nimic, deși îmi sunt admiratori, suporteri, fan declarați. De aceea am apelat la acest sondaj de opinie publică și mi se spune în cască că, scuzați cacofonia, avem deja rezultatele, iată, le vedem afișate pe micul ecran, pe banda de jos a ecranului, apare scris 1, 2, 5, 4, da, Zacusca este mai bună decât castraveții murați, 2568, nu, Zacusca e nașpa. Adică, iată, 1254 de telespectatori sunt de părere că Zacusca este mai bună decât castraveții murați. Iar 2568 consideră că oamenii din televiziune sunt cei mai bătuți în cap, cu parul, cu bâta, cu leuca, cu bâta de baseball. La revedere! Pardon, la revedere! În căutarea unei posibile doamne Nicoliță, Bănel a decis să treacă și prin China. Sau să treacă China pe la el. Ți-a plăcut mâncarea? Senzațională! Bănele, mă auzi? Curtează-o, fă-i curte, spune că e frumoasă, pac, pac. Și foarte frumoasă, așa. Ți tu ești frumos. Bă, auzi, bă, ești frumos, hai mă, ce drag. Ține tu mațela care râde de după ziar? Cine știe ce nebun, ce descrie rană? Ți? Cum facem? La mine sau la tine? Mă, mine să lua tine ce, mă? Bănele, ești dobitoc, vrea să-ți opună, vrea să culce cu tine, mai înțeles? Cum vrei din prima seară, șenă? Păi la mea ți-ai obițiu. Tu plătești mața, iar eu rămânătoare. Deci, cum facem? Băi, și-am vrut să plec în China odată. Băi, eu îți cremuțiu, ți-e rușine așa un pic, mă? Tu cine mă crezi, mă, drept? Cine mă e, mă, nu ți-e rușine așa? Ia stai, mă, că ți-ești trandafirul înapoi. Cine vrei trandafirul, că am o groază de bani pe el?
Băi, ce să te mășcăria ta sexuală? Bănele, calmează-te, iau mai ușor ce ai. Lasă-mă, bre, că m-am enervat, sunt și eu om. Care bre? Niciun bre, n-ai tu treabă, mă. Vă dă omul un deget, îi luați toată mâna. Mai scapă de voi după aia. Îți iei un tehnic, ce scrie pe etichetă, mă, Made in China. Îți iei o pereche de Adidas, ce scrie pe etichetă, Made in China. Ce scrie, mă, pe solița asta? Made in China. Made in China, nu? Ce scrie, mă, pe fața asta de masă? Made in China. Made in China, să te-ai dracu, ne-ați cotropit. Ne-ați cotropit, gălbejiților, că mi se pune pata pe voi când vă văd. Doaia mâine de viață la prima oră. Cumpăr o fabrică de tehnicuri și de Adidas, mai înțeles? Mai iau o fabrică de solice și încă o fabrică de fețe de masă. Să văd și eu așa cum scrie George Becali, pipera mea din România. Mai înțeles? Să nu mai văd gălbejiții ăștia cu ochii mici, pac, pac. Da, mă, tale, cum îți permiți să vorbeți ața? Da, doare, te rămân în Europa și dacă vrea te taieți, te puneți amantan. Are tactul, te rămân în Europa. Mâine dimineață la prima oră, cumpăr toată Europa aia, mai înțeles? Am gură ora și îl fac în detail, ca așa vreau eu, pac, pac, să-l obții pe tactul ăla care e gălbejit cu ochii mici, mai înțeles? Iar tu ești o zdrență, care ești o zdrență. La revedere, zdrență! Începe o nouă zi din reality show-ul lui Prigoană. Ce să-i faci? Baba suferă la frumusețe și gunoierul la mondenitate. Cum ai dormit? Nu prea bine. De ce? L-am visat pe Patapievici. Ce face? Vorbea despre logica Kentian. Da. Azi e marți? Da. E mondeni în seara asta. În dimineață m-am măsoc. 14-3-98. 15-2-95. Și una de la Revoluție? Ce poți mă mic aici? Ce-i cu conservele astea expirate, mă, măsoacră? Cum ce-i cu conservele astea expirate? Ai uitat? Când ai făcut curățirea la tine de baraj și mi-ai dat pie pe asta să le mănânc? Ca să mor eu și să-mi iei apartamentul în Colentina? Păi băi, mama, soacră, tu crezi că mă uit la apartamentul tău în Colentina? Tu nu vezi ce lux trăiesc aici, aveți ce Lamborghini am în fața casei? Ți-am dat conservele astea ca să nu mori acolo, dracului, de foame! Dacă nu ești mulțumit, îmi trebuie să vii să mă faci de râs de față cu toată țara! Mămică, dai bună, pui niște piper și merge! A, da? Noi și nu, Silviu, să goste! Hai, lasă-mă, dracului! Băi, mamă, soacră! Ți-o spun de față cu toată țara asta, știi care e cea mai mare dorința mea? Cea mai arzătoare dorința mea? Vreau să te văd moartă, mamă soacră, și împăiată. Nu te îngrop, mamă soacră, te împăiez. Să n-am parte de nu te împăiez. Te pun aici lângă patul meu, îți pun un buton de desuș când vin seara acasă, îmi iau un pahar de whisky, mă pun așa la televizor și încep să vorbesc. Și când apăs pe butonul ăla o să deschizi așa gura aia împăiată și o să spui: "Da, Prigoană, ai dreptate, Prigoană, așa e, Prigoană." Silviu, dar știi care e cea mai mare dorință mea? Care? Să mă visez în fiecare noapte goală. Poftă bună. Bun găsit, dragi cinefili. Probabil că știți cine sunt. Sunt al dumneavoastră, ca întotdeauna, Sergiu Nicolaescu, un senator care acuză. Acuz că nu se mai fac filme în România așa cum se făcea odată, pe vremea mea, sau mai bine zis, pe vremea lui Ceaușescu. De exemplu, filmul Moartea domnului Lăzărescu, o tâmpenie de film, o porcărie, în care moare un singur om. Nu cum mureau în filmele mele jumătate din România asta. Toate producțiile americane au început să încopieze filmele. Să luăm exemplul Noi cei din linia întâi, pe care l-am făcut în 1980 și în anii 80. Imediat Steven Spielberg s-a apucat și a făcut Salvați soldatul Ryan. Un alt exemplu, Ringu, pe care l-am făcut în 1970 și în anii 70. Imediat Sylvester Stallone s-a apucat și a făcut Rocky 1. Nu se compară filmele americane cu filmele mele. De exemplu, Cu mâinile curate. Eu intru cu mâinile curate în Parlamentul României. Sau Ultimul cartuș. Ultimul cartuș pe care l-am fumat a fost în 1980. În 1989 la Revoluție, atunci când i-am spus lui Iliescu să mă lase pe mine să regizez Revoluția. Știi ce a făcut? M-a refuzat. A adus un regizor rus, Nikita, nu știu cum îl cheamă. Dar pentru toate astea și altele, un senator acuză, am să-mi iau revanșă. Căutându-și perechea, Bănel a epuizat toată piața bucureșteană. Așa că provincia contraatacă. Bună ziua! Săruna! Sunt Anișoara Zdupilicu, profesoară de limba română. Bănel de la Steaua, funda și dreapta. O cunosc, o cunosc. Mama mea era profesoară de limba română la Făurei, dar mi-a zis că erați corigen la limba română. Mă confundă cu fratim. V-am adus în... Vai, vai, ce frumos! Ce atmosferă romantică este în locul acesta! Romantică?
Stai să vezi ce romantism îți bagă băiatul. Mărele, fii atent, e momentul vieții tale. Îi recis de Neminescu, fii atent, uite-te în ochii și zi după mine. Lacul codrilor albastru, nuferi galbeni îl încarcă. Lacul codrilor albastru, nuferi galbeni îl încarcă. Știi și din Neminescu. Știe, știe. Tresărind în cercuri albe, el cutremură. Tresărind în cercuri albe, el cutremură. Cutremură? O barcă. O barcă. Eu trec de-a lung pe maluri. Eu trec de-a lung pe maluri. Parcă ascult și parcă aștept. Parcă ascult și parcă aștept. Ia-o de mână, bănele. Ia-o de mână, bănele. Iertați-mă. Întreabă acum dacă îi place Eminescu. Vă place Eminescu? Cum să nu? Mă, pe fața lui e un bău, un dobitoc, ce poie de căcat, înțelegi? Că nu știa să scrie decât în rime, dar ce în versuri ar se apleca? E un dobitoc, mă, pe el, e un bău, ai înțeles? Să cu Veronica Micre, un dobitoc, o fost de Jussi Filitic. Poezia mea preferată este Călin File din Poveste. Spune-i că și a ta e aceeași poezie, mai înțeles, să nu dezamăgești, nu contrazice. Vă jur că și-a mea tot Călin e. Sunt fan Călin. Hai, Căline. Vă place trandafirul? Doamne, trandafirii sunt florile mele preferate. Mă, trandafirul tău, ce mi-ai dus mie trandafirul? Mie nu-mi plac florile, are și spin, mă înțepun ei, mă, ele, ești un dobitoc. Mă, training-ul tău, în cravata ta, mă, în echipa de fotbal, ești un dobitoc, înțelegi? Mă, și mă ștern la cu tine. E clar, varianta cu trandafirii nu merge. Bagă faza cu portofelul să o impresionezi, mai înțeles? Să știți că eu mă normal nu stau așa înalt, acum stau pe portofel. Ce glume de căcat ai? Mă p*** pe ele, înțeles? Sunt obicetări, fă, vă vreau pe toți în patul meu. Să știți că dacă nu vă place la restaurantul ăsta, merge în altul, deci nicio problemă. Da, e un loc foarte frumos, ești mă p*** locul ăsta, înțeles? Bănele e groasă, bănele, vă auzi, e groasă, vezi care sindromul Turet. Și ăsta vrei să ia? Nu să ia, doar apucă în jurăturile de înserine, așa, eu am văzut-o de când a intrat. De fapt, acum m-am prins ce să mai... Bălă, de-n jur de înserine, păi nu știe pe cine și-a găsit asta, vre. Auzi, bă, Turet, dar pe asta o știi? Firea! Domnul Iescu, aveți o amintire cu vreunul din colegii actual de partid? În primul rând, e o întrebare foarte interesantă. Și în al doilea rând, am o amintire cu doi dintre ei. Mi-aduc aminte că... Mașina mea! Baia mea! Baia mea! Baia mea! Baia mea! Baia mea! Baia mea! Stimați tovărășei copii, nu este bine să vă certați. Asta contravine principiilor de partid și de stat. Cum vă cheamă? Adrian. Marian. Și de ce vă certați? Marian mi-a spart ouăle pe care le primisem de la bunicuța de la Cornu. Iar Adrian mi-a măzgălit armanahele. Foarte rău, când veți fi mari, statul, dar și partidul, va avea nevoie de voi. Nene, dumneavoastră sunteți comunist? Dacă sunt comunist, da, și sunt mândru de asta. Și voi doi, când veți fi mari, să fiți comuniști și să fiți mândri de asta. Tata ascultă Radio Europa Liberă și înjură în fiecare seară pe comuniști. Foarte rău. Foarte rău, să știi. Ce? Comunism! Ce faceți? Terminați cu prost! Anabeu? Italiană! Dar cine? Ghione! Ah, Ghione! Da. Trebuie să fii un mare fraier să dai un autogol ca ăla. Da. Trebuie să fii un bou, un idiot. Să mai întâmplă, na? Dar n-are voie să întâmple, nu? Are dreptate fata acum, ce să mai...
nostru never let me go. Cause you make my dream fulfill and you always will. Auzi, mamicule! Trebuie să mă duc la toaletă. Mea Gigi, să n-am partea asta, e femeia mea, vre! Ți-a spus fraiere că dacă ai răbdare îți găsești jumătatea. Stai și ai bociura că vine să fac pipi. Păi du-te și bă pipi, că și așa te-ai îngălbăit la față. Faci, mamă, soacră. Du-te acasă. Ce faci, vrei, Nea Gigi? Ce să facă, bine? Ai venit, bădere? Ce faci, vrei, în casa mea, în patul meu, Nea? Păi uite, dori și eu un pic pe-n pat, să văd cum te odihnești. Doamne, iartă-mă, păi, dar și eu unde dori presul, pat? Terorizat de echipa de filmare pe care nevastă-sa i-a băgat-o în casă, Prigoană face tot ce poate ca să fure câteva clipe de intimitate. Bahmuțeac, ofițer reality show, al dracu să-ți fie astăzi și mâine! Ți-a spus că în baie nu-mi trebuie niciun cameraman? Nici măcar când stau pe WC am ajuns constipat de nervi în cauza lor. Ce faci, bă, băiatule, acolo? Ai cadru bun măcar? Ai șarf? Pune dracu camera aia potrivit cu o seasă tremurată în emisie. Ai șarf? Doru, uite-te la mine, ai șarf? Mai din cauza lumea Gigi cu toate bacaboantele alea și cu toate... Aoleu, sunt rupt în freză. Ce faci, bre, Nea Gigi? Ce să fac, mă, bine? Ai venit, bădere? Ce faci, bre, în casa mea, în patul meu, Nea? Uite, mă, odihneam și eu un pic, pac, pac, mai înțeles? Că am venit să simt de urât, ca să nu mai fii singur în urma eșecurilor de la matrimoniale, mai înțeles? Uite, vrei să locuiești aici, să dormi în patul meu? Păi uite, dori și eu un pic în pat, să văd cum te odihnești. Doamne, iartă-mă, păi, dar și unde dormi sub pat? Sub pat n-ai cum, bărele. O dată, pentru că acolo doarme Cristocea, mai înțeles? O dată. Și a doua oară că mai doarme și Paraschiv. Deci bă, n-ai loc sub pat. Ce faceți, mă, aici? Nu sunteți sănătoși la cap? Și dacă am fi noi singurii, dar nu suntem singurii, mai înțeles? Mai sunt și ceilalți membrii ai echipei, mai înțeles? Uite pe Neșu, mai înțeles? Ce Robin. Faceți, mă? Băi, loc, păi TRO unde e? S-a venit și el cu niște draperi, uite pe acolo. Băi, zic că tu e fără, că se face să iese, e de la mezoi imediat, bre, Nea Gigi, am un garsonier, nu încăpem toți aici, bre! Lasă, bă, că încăpem toți. Încăpem toți, o să fie un pic de înghesuială, mai înțeles? Dar după aia ne revenim noi, oricum ție ți-am pregătit un culcuș pe balcon. Păi eu n-am balcon! Acum ai, că ți-am pus un hamac direct sub geamul de la bucătărie, mai înțeles? Omne, băi, ești afară din casa mea! Băi, ești afară imediat din casa mea, că nu pot să dorm aici cu toți! Alo, alo, nu mai fi înțepat așa, ce tot țic? Băieți, au venit să sină de urât fii, pac, pac. Băi, mă duc să dorm la hotel, să n-am parte, dar mă duc să dorm la hotel! Unde pleci, bă, băi? Mă duc să dorm la hotel! Băi, după aia! Ce vrei de la mine? V-ați făcut emisiunea la postul dumneavoastră! Emisiunea la postul meu? Te gândiți să vii cu decolteul ăsta, mă? Dar ce are? Ia uitați-o mică băluță aici în colții. Mai fetița, nu fii nesimțită! Nu crezi că poftesc la stățele tale? Ce experiență, domnule, ce experiență spre
trebuie ca să conduci niște farfurii la masă. Păi bine, mă cunoști, de cruce te-ai speriat. Păi da, prieteni, cu ăsta nu faci fiecare zi aia așa. Ai intrat diavolul în tine, manele. Nu vrei diavolul, Mihai. Păi ce salariu vrei să te angajezi? Te jupoi de viu prigoană. Ce-ai spus, măi, nesimțită? Nu te fac eu, bărbatul meu, prigoană, jar mănânci. Este nesimțită. Nesimțită, eu divorțez, bă, divorțez. Cum să divorțez, că nici măcar nu suntem căsătoriți? Lasă-mă să-ți explic. Uite cum urlă dracii în el, îți mă rădescule. Nu urlă draci, eu urlu. Ești obraznică. Da, dar-ți place, nu?